doi pași de ei se poartă o bătălie dură între două tabere virtuale. Vorbim despre un nou joc pe smartphone care are deja mii de utilizatori la noi în țară, din aproape 20 de milioane la nivel mondial. Ne explică multe despre acest fenomen George Buhnici. Urmează I Like IT. Bună dimineața și bine v-am regăsit! Astăzi vorbim din nou despre jocuri, dar nu orice fel de jocuri, genul acela de aplicații care țin ocupați oameni în toată firea. Lângă mine este un om în toată firea, Ionuț. Bine ai venit, Ionuț! Bine te-am găsit! Tu ești jucător de ingres. Sunt jucător de ingres. Ai jucat înainte, am bănuiesc, Travian, World of Warcraft, jocuri înainte de strategie în general. Da, am jucat Grepole, jocuri de strategie și multe alte genuri. De unde nebunia asta cu ingresul? Păi este un joc provocator pentru că e ceva nou. Este un joc ce este vorba despre o realitate alternativă. Da? Realitate alternativă, adică nu doar București așa cum îl vedem noi, prin București se mai întâmplă și altceva. Se întâmplă și altceva. În afară de trafic și alte stresuri. Exact, este o realitate îmbunătățită, pentru că fiecare dintre noi este obligat să se ducă până într-un anumit loc pentru a face anumite acțiuni. Adică după ce ai trafic prin București, te mai urci în mașină să mai și călătorești. Mai și călătorești, îți mai riști și viața, faci multe alte lucruri. Este vorbesc un serios? Vorbesc foarte serios. Avem Dar nu pare așa un puștan pus pe distracție. Cu ce te ocupi? Eu sunt profesor de formație. Profesor de? Profesor de limbi străine. Și câți ani ai? 33. Și de câți ani te joci? De vreo 5. De vreo 5 doar? Interesant. Hai, convinge-mă să joc Ingres. Uite, eu n-am jucat încă Ingres, e un joc bazat pe invitație. Este un joc deocamdată în versiune beta, bazat pe invitații. Mai sunt încă multe lucruri de rezolvat la el. Vom vedea, cu siguranță Google ne va oferi surprize. Deocamdată este doar pe Android, dar va veni și pe iOS. Este doar pe Android, să sperăm că va veni și pe iOS. Așa începe jocul, te localizează pe hartă. În momentul în care te-a localizat, trebuie să ai GPS-ul și datele pornite. Intri apoi și trebuie să faci misiunile pentru a deveni un agent. Dar agent. În primul rând, un agent. Există două tabere, două facțiuni. Așa. Facțiunea iluminaților, Enlightened, și facțiunea rezistenței. Care sunt buni, care sunt răi? Nu există neapărat buni și răi. Există un scop de a permite shapers, unor ființe superioare din punct de vedere al inteligenței, ca să aducă o anumită, să înalțe omenirea din punct de vedere, din multe puncte de vedere. Seamănă puțin cu Fringe, serialul Fringe. Da, seamănă puțin. Arată-mă o misiune rapid. Spre exemplu, ar trebui să deploy, să dai un rezonator, deploy resonator. Ce înseamnă asta? Că atunci, ce pun? Ce pun eu? Îmi pun o bază? Pui anumite rezonatoare. Există portale pe care noi le cucerim și acele portale au 8 rezonatoare, iar tu trebuie să le încarci pentru ca acel portal să existe. Portalele se leagă între ele și ceea ce dă legătura dintre trei portale este un câmp. Mamă, ce chineză! Hai, arată-mă, arată-mi ceva, convinge-mă. O chineză la început. Aici o să-ți arăt un portal. Portalul ăstuia, momentan, tu trebuie să-l... Să-l atac. Nu trebuie să-l ataci, ar trebui normal să-l cucerești și apoi să îi pui rezonatoare. Dar nefăcând aceste misiuni, trebuie să le faci pe toate ca să ajungi la ultima fază. Exact. E, ca să vedeți cât de sofisticat poate să devină jocul, haideți cu noi într-o călătorie prin București să vedeți de ce sunt în stare oamenii aceștia în toată firea altfel. Suntem la intersecția bulevardelor Magheru cu Dacia, iar cei pe care vedeți în acest moment habar n-au că trec prin mijlocul unui portal cu materie exotică. Un portal pe care îl controlează iluminații, iar cei din rezistență vor evident să-l cucerească și ei. Fără telefon, războiul este invizibil, dar în spatele realității miza este enormă. Jocul se numește Ingress și combină lumea virtuală cu cea reală. Jucătorul trebuie să exploreze, să adune energie și să distrugă portalurile inamicilor cu ajutorul hărților de navigație incluse în jocul gratuit. Ei sunt Dan și Ionuț, agenți speciali sub sigla iluminaților. Și asta a fost. Acum a devenit un portal verde. Prin porțile lor virtuale trebuie să ajungă niște ființe superioare pământenilor, zei care pot schimba omenirea. L-ai upgradat? Da, e complet. Perfect. Acum așteptăm rezistența să-l dea jos. Tabăra opusă, rezistența, trebuie să oprească sosirea pe pământ a zeilor și să cucerească rând pe rând portalurile din orașe. Chiar dacă asta înseamnă că trebuie să umble la miezul nopții prin București cu mașina și pe jos. Tudor și Robert sunt luptători ai rezistenței, iar în acest moment încearcă să recupereze portalurile trecute la inamici. Trebuie mers vreo 15 metri și stăm exact între ele, două fuguri de acolo și e jos. În țară sunt aproape 1000 de jucători, directori de multinaționale, oameni din IT, ori simpli studenți, bat și câteva sute de kilometri într-o lună ca să cucerească mai multe portaluri. Oamenii în ziua de azi nu prea mai știu ei de un șotron, un chestii de ieșit afară. Toate jocurile sunt, stai la calculator și le butonezi acolo în casă. Asta e un joc care
te scoate din casă. Am ocazia să cunosc mult mai bine Bucureștiul. Și faptul că am ajuns să mă plimb în locuri în care n-aș fi crezut niciodată că ajung sau în locuri care nici măcar n-am crezut că există în București, pentru mine este un mare câștig. Deocamdată Ingress este disponibil pe telefoanele cu Android, dar va ajunge în curând și pe iPhone. Până atunci, cei cu iOS pot încerca Shadow Cities, un joc similar. Studiile arată că dacă ne jucăm, crește speranța de viață, cu condiția să nu depășim limita. Așa se face că în România avem milioane de oameni fascinați de jocuri, iar la nivel mondial peste 1 miliard. Ionuț, înainte să plecăm, arată-mi cum s-a schimbat ție stilul de viață jocul ăsta. Mai nou umbli nopțile, pleci de acasă? Nu neapărat. Ești însurat? Nu. Din fericire. Da, dar am cunoscut foarte mulți oameni și avem chiar o comunitate, Ingress Enlightened România și Ingress Enlightened București. Sunt oameni de orice profesie. Și ceea ce este important este că ne unește această pasiune, dar este totuși și o pasiune un pic costisitoare, pentru că am făcut anumite investiții. Ce costă? O dată plimbările cu mașina noaptea prin București? Într-adevăr, o dată benzina, apoi costă foarte mult gadgeturile pe care ți le cumperi, cum ar fi baterii externe, pentru că pentru un Samsung externe? S3... Pentru telefon, în general. Pentru un telefon, exact. Sau pentru tabletă, sau trebuie baterii. Trebuie anumite baterii externe, cum este asta de aici, ca să te țină, ca tu să poți să umbli pe București și să cucerești. Atât de mult umblați până descărcați telefoanele? De obicei umblăm cam 4-5 ore pe zi, la început, este acum enorm. Numai. Tu știi că în timpul ăla ai putea să faci o școală în plus, să mai faci niște lucruri, să-ți găsești o viitoare soție. Da. Glumesc. Hai să vedem concurența. Concurența înseamnă Shadow Cities și este un joc pe iOS pe care abia aștept să-l testăm și în București. Sunt curios dacă avem o comunitate de Shadow Cities. Ai auzit tu ceva? Nu, n-am auzit nimic. N-ai auzit? Deocamdată sunt foarte puțin pentru Ingress în București. Pe Ingress. Da. Este un joc la început, dar eu cred că va avea succes pentru că are genul ăla de scânteie care atrage oamenii. Ba, să sperăm că va avea succes. Eu am fost cel care a renunțat la iOS pentru Android tocmai pentru acest joc. Pentru acest joc. Uh-huh. Dar dacă se va întoarce pe iOS, poate îl joci și pe un dispozitiv iOS. Noi suntem pentru echilibru, ca să zic așa. Și înainte să plec, îți mulțumim, Ionuț, că ai venit alături de noi. Trebuie să vă dau vești bune, de acum busul s-a updatat. Vremea.știrile.tv.ro are informații